Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Declarație politică. Reprezentanții PSD trebuie să înțeleagă că nu le vom permite să distrugă mediul în intențiile repetate de satisfacere a propriilor lor interese, așa cum este și cazul exploatării de granit din Munții Măcinului, localitatea Greci, județul Tulcea. Recomandăm reprezentanților PSD să înceteze orice încercare de a găsi modalități prin care să creeze un așa zis cadru legal pentru propria clientelă politică, cadru care să le faciliteze propriile afaceri, chiar și cu riscul de a distruge pe termen lung un bun de mare preț al nostru, al tuturor, arele protejate și mediul înconjurător, a căror existență este oricum pusă în pericol de fenomenul masiv al degradării mediului. După cum bine știți, din informațiile apărute în spațiul public, informații care se întemeiază pe documente reale, extrase din dispozitivele hotărârilor instanțelor judecătorești competente, extrase din evidențele Oficiului Registrului Comerțului, există o legătură directă între exploatările anterioare executate fără autorizații din Munții Măcinului Tulcea și firma care urmează să exploateze cariera de granit. De reținut faptul că Mavgo Holding SRL, noua firmă care vrea să înceapă exploatarea din Munții Măcinului, este firma apropiaților președintelui PSD al Consiliului Județean Neamț, domnul Ionel Arsene, conform GIFOR Media. În contextul în care ar trebui să ne preocupe mai mult protecția arelor naturale protejate, vorbim aici de cele două zone, Natura 2000, care se suprapun peste exploatare, Măcin Niculețel și Munții Măcinului, constatăm, din păcate, că în România anului 2021 există o serie de afaceri, de afaceriști controversați, aflați în legătură directă cu politicieni PSD, influenți la nivel local sau național, care, mânați doar de dorința de îmbogățire rapidă, încearcă căi alternative pentru a-și pune în practică proiectele extrem de destructive pentru mediu, fără a ține cont de faptul că acțiunile lor dinamitează practic arele protejate. Prezentarea situației pe scurt. APM Tulcea și Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Tulcea, au fost sesizate în legătură cu declanșarea unei proceduri de obținere a autorizației de mediu pentru o mină de granit, al cărei beneficiar ar fi Mavgo Holding SRL. Precizez faptul că această mină de granit din Parcul Național Munții Măcinului Tulcea face parte din situl de importanță comunitară Roșcii 0123 Munții Măcinului și din area specială de protecție avifaunistică ROSPA 0073 Măcin Niculițel. Acest demers de obținere a autorizației de mediu vine în contextul în care anul trecut Curtea de Apel București a anulat în mod definitiv și irevocabil acordul de mediu și a confirmat legalitatea respingerii solicitării de obținere a autorizației de mediu pentru același amplasament. Inclusiv jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene este foarte clară în ceea ce privește autorizarea și începerea activității unor astfel de cariere în arii naturale de interes comunitar. Existența neregulilor ar atrage riscul unui infringement și al condamnării a statului român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Noi românii vom ajunge să plătim amenzi usturătoare, în timp ce afaceriștii din jurul decidenților politici PSD se îmbogățesc. Mai mult, pe lângă spectrul infringementului și al sancțiunii Curții de Justiție a Uniunii Europene, vom resimți cu toții efectele distrugerilor de mediu, iar faptul că încă nu înțelegem că nu există distrugeri minore de mediu, cum le pot părea unora genul acesta de cariere, că nu e nimic tradițional și sau durabil în dinamitarea și concasarea arelor protejate, că aceste are protejate nu sunt un moft, ci o necesitate urgentă și ne plasează într-un primitiv întunecat al gândirii de ev mediu. Factura tuturor acestor distrugeri crește cu fiecare proiect similar avizat și autorizat. Și dacă nu vom ajunge să o plătim chiar noi, copiii și nepoții noștri nu vor mai avea cum să o evite. Și în ciuda costurilor financiare uriașe, factura nu se va rezuma doar la acestea, ci la toate componentele calității vieții, sănătate, sărăcie, conflicte sociale sau climatice, inundații sau alte fenomene naturale extreme, pandemii și altele.
Din păcate, situația din Munții Măcinului nu este una singulară, ci reprezintă o problemă sistemică în care interesele speciale ale unor afacerești din PSD cu conexiuni politice locale și naționale distrug arele naturale protejate din România. USR Plus face un apel atât către Ministrul Mediului, Apelor, Pădurilor, cât și către Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea să se asigure că autorizarea și gestionarea exploatării carierei de granit din Munții Măcin Tulcea reprezintă în totalitate cadrul legal național în domeniul autorizărilor și protecției arelor protejate, dar și armonizarea acquis-ului comunitar, convențiile, acordurile și tratatele la care România este parte. În consecință, voi profita de această oportunitate pentru a atenționa încă o dată colegii din PSD de faptul că USR Plus va utiliza toate pârghiile procedurale și legale pentru a stopa astfel de comportamente abuzive care pot duce la distrugerea mediului înconjurător, dar și la sancționarea României de către Uniunea Europeană, împovărând astfel buzunarul cetățenilor români care vor trebui să suporte costurile. Și toate acestea doar pentru niște acțiuni care în mod evident servesc doar intereselor anumitor persoane, distrugând arele protejate din Munții Măcin, județul Tulcea. Ne vom lupta în continuare în mod asumat cu oricine atentează la sănătatea și siguranța cetățenilor României prin distrugerea mediului înconjurător și nu vom face niciun pas înapoi. Trebuie să luăm atitudine dacă vrem ca și copiii noștri să mai aibă un viitor în această țară.